Salutare, prieteni, și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi un parfum foarte, foarte făinuț, complex, cu foarte multe lucruri care se întâmplă pe parcursul cât timp durează, care vine de la casa de Gabor. Este un brand franțuzesc. Parfumul este apărut în 2021, deci relativ nou. Creatorul este proprietarul brandului Gabriel Gabor și se numește Stardust Musk. Eu l-am o variantă de mini spray transvasat în acest recipient. Un parfum care vine în concentrație extract de parfum într-un singur volum de 50 de ml și un preț pe măsură, 295 de euro. La felul cum miroase, găsesc justificați acești bani care se cer pentru o sticlă de parfum, iar cei care sunteți foarte pasionați de parfumul Musk Immortel de la Atelier de Zors, aici aveți varianta îmbunătățită, actualizată, mult mai complexă a acelui parfum și mult mai puțin condimentată. Deci dacă ați testat parfumul de la Atelier de Zors Musk Immortel, și acestea sunt șanse foarte mari să vă placă. Ok, iarăși dacă sunteți foarte împătimiți de parfumul Volute sau parfumul Boulevard 34 Saint-Germain, apa de parfum de la Diptyque, și acest parfum cred că va fi exact pe strada voastră în ceea ce privește afinitatea sau compatibilitatea. Deci un parfum, așa cum am spus, complex, în care se întâmplă foarte multe, pe lângă nota de musc, care consider că nu dă direcția parfumului, cât mai degrabă o combinație de fistic prăjit. De asemenea găsesc tonka în parfum, iris, iasomie, am ceva note ușor astringente, ușor acide în deschidere, că discut de lămâie, bergamotă, galbanum. Am ud în parfum, cedru, deci destul de complex, destul de consistent, iar manifestarea este de asemenea foarte plăcută și care nu te plictisește, nu te lasă în pace. Tot timpul ai parte de noutăți, de revelații în materie de note care apar și dispar. Ok, am purtat parfumul suficient de mult, îmi place, prețul îl consider, așa cum am spus, justificat pentru ceea ce oferă parfumul, chiar dacă este un preț ridicat. Parfumul pot considera ca parfum de perioade cu temperaturi moderate și m-aș gândi chiar de la un 25 de grade în jos. Deci este un parfum care se pretează și la temperaturi mai de tip primăvară, începutul verii, ca de asemenea și la temperaturi de iarnă, pentru că în parfum regăsesc o combinație și de ambră, avem nota lemnoasă de ud, de asemenea cedru, care le vei percepe. Încălzesc parfumul, îi dau o consistență, îi dau o profunzime, îi dau o adâncime, dar de asemenea îl poți purta și pe temperaturi mai ridicate ca urmare a notelor proaspete și a senzației de curat pe care nota de musc în combinație cu elementele, să-i spun eu, fresh, bergamotă, lămâie, galbanum, sunt pretabile pentru temperaturile mai ridicate. Ok, haideți că v-am povestit despre compoziție și anumite caracteristici ale parfumului. Ceea ce simt la aproximativ 4 ore este o tendință de tip proaspăt, de tip balsam de rufe, ceea ce simt acum condimentat. M-aș putea gândi, de exemplu, la Iris Florentin de la Casa Zenia, unde aveam un iris cu musc și găsesc oarecum cam același tip de senzație. Nu sunt identice, deci nu vreau să lansez această speculație că sunt identice, dar mă pot gândi că sunt niște acorduri, niște faze de manifestare pe care le pot resimți în ambele parfumuri. Deci o tendință destul de proaspătă, destul de plăcută, ușor de, hai să zic eu, de acceptat și versatilă. Și în același timp combinația de fistic prăjit, de asemenea tonka cu nota de iris. Miroase fantastic de frumos. Îmi place, îmi place parfumul, trebuie să vă spun acest lucru. Însă în deschidere lucrurile se întâmplă într-un ritm mult, mult mai alert. Ai parte de tot felul de senzații, simți și note ușor acide, așa cum am spus, lămâie, bergamotă, galbanum. Simți și ceva ușor întunecat în fundal, nota de ud. Se simte irisul, se simte o combinație destul de
apetisantă, dar nefiind un parfum gurman, ca urmare a unor mici adieri de fistic prăjit, simți nota de iris, tonka, deci ai parte de foarte multe evoluții în acest parfum și partea de performanță este de asemenea foarte bună. Ok, până când se așează cât de cât, da, deja îl simt în aer, în aer percep mai degrabă o combinație floral-citrată, iar la nivelul pielii se simte și o infuzie dulce dinspre tonka. Are un iz sau o manifestare ușor pudrată, ceea ce percep în această fază, și condimentată. Miroase fantastic, trebuie să vă zic, parfumul este fantastic cap-coadă și mă gândesc chiar pe viitor la o potențială achiziție pentru acest parfum. Deci miroase excelent, miroase curat, în același timp îți dă o stare confortabilă, ușor cald, dar nefiind un parfum super cald, super dens. Ușor condimentat, deci are de toate. Cei care sunteți pasionați de parfumurile exclusiv pe mosc, nu este moscul animalii, cât mai degrabă este un mosc mult mai curat, condimentat și care poate fi purtat, cred eu, de majoritatea. Ok, deci o deschidere foarte frumoasă, foarte luminoasă. Simt și o notă ușor indolică în parfum, oricum se regăsește și asomia, există și moscul. Dar nu se duc într-o zonă super indolică sau suficient de îmbăxită încât să-ți dea senzația de parfum, să-i spun eu, dominat pe mosc. Fantastic, miroase extraordinar. Ok, mergând mai departe. Am spus că parfumul are o manifestare care, cel puțin din punctul meu de vedere, îl consider pretabil de la temperaturi de 25 de grade în jos. Deci asta înseamnă, hai să zicem, toate cele trei anotimpuri, primăvară, toamnă și iarnă. Iar pe perioada verii, început de vară, final de vară sau chiar perioada verii când sunt temperaturi mai reduse, seara, eventual după o ploaie mai zdravănă când se răcorește atmosfera, poate fi purtat acest parfum. Bine clasificat unisex, poate fi purtat de ambele genuri, este suficient de echilibrat, deci nu mi se pare că duce prea într-o zonă feminină sau prea într-o zonă masculină, îl consider foarte adecvat pentru ambele genuri. Bine, ideea e să-ți placă această combinație, pentru că nu este moscul clasic, cât este mai degrabă un mosc pe steroizi cu tot felul de alte ingrediente care îți creează senzații plăcute, consider eu. Deci un parfum care poate fi purtat pe întreaga perioadă a anului. Este un parfum care îl consider de la un 30 de ani în sus, m-aș duce chiar un pic mai jos, dar hai să zicem 30 de ani, poți să-l poți și la 25 dacă te regăsești în acest parfum, deci e o plajă largă de vârste care consider că sunt compatibile cu felul cum miroase acest parfum. Ținută casual elegant, ținută formală, situații formale, situații informale, deci discutăm de foarte multe posibilități în a purta acest parfum. Ca de asemenea și foarte multe combinații vestimentare. Deci chit că discut că ieși seara în oraș, te duci la concert, operă, teatru, petrecere, nuntă, botez, biserică, serviciu, întâlniri formale, ai unde să-l porți. Deci cu acest parfum consider că vei da lovitura, cel puțin nu va fi un parfum care să zici îl port numai la ocazia X pentru că nu se potrivește pentru celelalte ocazii. Poți să-l porți în foarte multe ocazii, cel puțin percepția mea asupra lui cam asta ar fi. Este un parfum care, din punctul de vedere al performanței, fantastic. Fantastic însemnând nu 24 de ore, dar cel puțin 10 ore pe pielea mea persistă, temperaturi ridicate, pentru că recenzia o fac acum către finalul verii, astfel încât, din acest punct de vedere, pe parte de longevitate, sunt încântat. Proiecția e de asemenea foarte bună, undeva la 4-5 ore, deci raportul proiecție versus longevitate este foarte bun în cazul lui Stardust Mask, iar așa cum am spus și la începutul clipului, pe partea de flaconaj există un singur volum, 50 de ml, concentrația este extract de parfum, preț de raft 295 de euro. Eu de curiozitate am încercat să caut pe anumite site-uri sau să caut promoții, eventual ofertă la acest parfum, din păcate nu am găsit, dar 300 de euro cât se cer pentru acest parfum, la felul cum miroase, la felul cum performează și la situațiile unde poți potențial să-l porți, sunt niște bani, consider eu, corecți ceruți pe acest parfum. Funcție de buget, funcție de
disponibilitatea financiară a fiecăruia, unii vor considera că e prea mult, dar de principiu testați-l. După aceea vă puteți face idee dacă e prea mult, prea puțin, vă permiteți sau nu. Cred că am acoperit cele mai importante puncte vis-a-vis de acest parfum de la De Gabor. Un parfum care, sincer, își merită hype-ul. Scorurile pe anumite site-uri de profil sunt destul de ridicate, mă refer la scoruri, și sunt în linie cam cu ceea ce oferă parfumul din toate punctele de vedere. Am zis că cei care sunteți pasionați de Mosque Immortel de la Atelier des Ors sau eventual de parfumurile de la Diptyque, gen Volute sau Boulevard 34 Saint Germain, sunteți mult mai compatibil în a fi în același, să fiți aliniați cu felul cum miroase acest parfum. Deci dacă aveți experiență cu acele parfumuri, acesta cu siguranță vi se va părea foarte ușor de îndrăgit. Cei care nu aveți experiență cu parfumurile menționate, neapărat merită să-l testați, fie acesta, fie celelalte, ca să vă faceți o idee dacă eventual acesta ar fi un parfum de perspectivă și să urmăriți eventual să găsiți un eșantion sau eventual să-l testați în magazin, dacă există această posibilitate. Concluzia este performanță foarte bună, miros impecabil, foarte versatil, preț ridicat, dar astea sunt prețurile pentru parfumurile celor de la De Gabor, deci nu găsești parfumuri cu 100 de euro, aia e categoric, nu se poate. Multe lucruri pozitive în general, astfel încât din punctul meu de vedere consider parfumul de nota 9-25. Foarte bine făcut, foarte bine echilibrat, complex, manifestări care nu te vor plictisi, ai parte de senzații diferite în funcție de cum se dezvoltă parfumul pe pielea fiecăruia. Pe pielea mea se dezvoltă, așa cum am spus, cu tot felul de senzații interesante. Astfel că nota 9-25 o consider o notă suficient de adecvată pentru acest parfum. Acestea fiind lămurite, voi pune capăt acestui clip aici. Mă bucur că am avut din nou ocazia să vă prezint un alt parfum de la De Gabor. Cred că este al doilea parfum pe care îl recenzez și cu care am de-a face de la acest brand. Ca întotdeauna vă mulțumesc că pe parcursul acestui clip ați fost alături de mine. Îmi iau la revedere, vă doresc toate cele bune, iar până data viitoare, dacă aveți ocazia, puneți mâna pe un eșantion de la acest brand, special acest parfum, și să ne vedem cu bine data viitoare. Vă salut!